Andreea, o tânără ambițioasă, și-a canalizat toată energia în carieră, lăsând în umbră grija pentru părinții săi. Aceștia, îngrijorați constant, își petreceau zilele gândindu-se la ea. Dar Andreea, absorbită de succesul profesional, își pierduse obiceiul de a-i suna des sau de a-i vizita. Într-o seară de sărbătoare, Andreea a sunat-o pe mama sa, dar conversația a fost rece, distanțată. Nu mai era fetița de altă dată, cea care căuta consolarea în brațele mamei. Tatăl ei, mâhnit de indiferența ei, și-a exprimat dorința de a vorbi și el cu Andreea, dar ea, grăbită, a refuzat. Dar mama, trebuie să închid, am treabă! Tatăl ei, cu o voce tremurândă, a încercat să reînvie amintirile plăcute. Ce faci, fetița lui tati? Chiar zilele trecute mă gândeam la tine. Îți amintești când mergeam în parc și te jucai în leagăne? Andreea a cedat, rememorând cu drag momentele petrecute împreună. Dar tatăl a adus în discuție distanțarea ei. Nu ne-ai mai sunat, nu ne-ai mai scris. Te întreb dacă noi mai suntem bine? Andreea, simțindu-se acuzată, a schimbat subiectul, întrebând despre sănătatea lor. Tatăl a răspuns că sunt bine, dar și-a exprimat dorința de a o vedea căsătorită și cu copii. Andreea, iritată, a respins aceste idei, acuzându-i pe părinți că pun presiune pe ea. După un an, Andreea a anunțat că se va căsători cu Bogdan, un tânăr dintr-o familie înstărită. În pregătirile pentru nuntă, ea a fost apropiată de Nicoleta, mama lui Bogdan, ignorând-o pe mama ei. Văzându-se neglijată, mama Andreei, cu inima frântă, a decis să plece acasă. Starea de sănătate a mamei Andreei s-a deteriorat rapid, ajungând la spital. Andreea, preocupată de nunta ei, nu a răspuns la telefon când tatăl ei a încercat să o contacteze. Cu doar 3 zile înainte de nuntă, mama Andreei a decedat în urma unei intervenții chirurgicale. Tatăl, devastat, a sunat-o pe Andreea pentru a-i da vestea tragică. Ea, neștiind, l-a repezit, dar a înghețat când a auzit despre moartea mamei. Ulterior, Andreea a suferit un accident grav, rămânând fără părinți chiar înainte de cel mai fericit moment al vieții ei. La înmormântare, Andreea, copleșită de vinovăție și durere, a realizat că cea mai mare realizare a ei fusese sănătatea și dragostea părinților săi. Plângând, se întreba dacă ea era cauza pierderii lor. La cavou, Andreea a ținut un scurt discurs, un omagiu pentru părinții ei iubiți. Am fost oarbă, oarbă de ambiții și vise. Într-o lume unde succesul mi-a întunecat vederea față de cei care m-au iubit necondiționat. Am pus cariera pe primul loc, neglijându-i pe cei care mi-au dat viață, cei care stăteau treji noaptea gândindu-se la mine. Mi-am amintit cum mama mă strângea în brațe când eram mică și cum tata mă ridica în aer, râzând. Dar, în loc să le răspund cu aceeași iubire, le-am întors spatele. Am fost rece, distantă, preocupată doar de propria-mi viață. Acum, stau aici, copleșită de vinovăție și durere. Mi-am pierdut părinții fără să le spun cât îi iubeam, fără să le mulțumesc pentru sacrificiile lor, pentru dragostea lor necondiționată. Îmi amintesc ultima convorbire cu mama, vocea mea, rece, distantă, și cu tata. El încercând să-mi amintească de zilele fericite, iar eu schimbând subiectul. Cum aș putea să uit cum l-am repezit când a vrut să-mi spună de moartea mamei? Acum stau aici, cu sufletul sfâșiat, întrebându-mă, oare din cauza mea i-am pierdut? Am lăsat cariera să mă orbească, să-mi fure momentele prețioase cu voi. Am fost egoistă și acum plătesc prețul. Mama, tata, vă rog, iertați-mă pentru neglijența mea, pentru toate momentele când nu am fost acolo pentru voi, când nu v-am arătat cât vă iubesc. Îmi pare atât de rău. Lacrimile mele nu vor putea niciodată să spele greșelile pe care le-am făcut. Tot ce pot face acum este să trăiesc cu regretul și amintirea voastră, sperând că, undeva, mă iertați. Cu aceste cuvinte, Andreea își lasă capul în jos, lacrimile curgând neîntrerupt pe obrajii ei, în timp ce amintirile cu părinții ei îi umplu inima de un dor nesfârșit. Și cu ultima fărâmă de putere, Andreea a spus pentru ultima dată, adio, mamă, adio, tată. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, arată-ne aprecierea ta. Lasă-ne un like sau o inimă și nu uita să dai share și prietenilor tăi.